După 60 de ani de carieră, 10 de filme și, de ce nu, multe momente spumoase, ne despărțim astăzi de încă un nume important al scenei românești. Actorul Ion Dichisanu s-a stins din viață în această după-amiază la Spitalul Floreasca din capitală, după multe luni de suferință. Avea 87 de ani. Oamenii de la noi sunt obișnuiți ca unii să nu se mai întoarcă. Și dacă nu se mai întorc, ce rost are să știi mai mult? Ion Dichisanu părăsește și el scena după 60 de ani de carieră. Dumnezeu mi-a dat cât nici nu am visat. Uite că am pus un vers. Vesel, politicos și elegant, Ion Dichisanu a știut mereu să își ascundă durerea. Suferea de insuficiență renală și respiratorie, iar la finele anului 2020 a fost internat de urgență la Spitalul Floreasca din capitală din cauza unei infecții. Dragul tati. Da, da, eu sunt. Recent, fiica actorului, Ioana, a postat un mesaj pe rețelele sociale prin care le cere oamenilor să se roage pentru sănătatea tatălui ei. Astăzi, la ora 14, însă inima lui a încetat să mai bată. Avea 87 de ani. Născut la Adjud în 1933, Dichisanu s-a remarcat inițial pe scena Teatrului Notara. Nu se poate. O parte din viața mea, eu am lăsat-o acolo, pe scena Teatrului Notara. Au urmat filmele, cu zecile. Rolul din cunoscutul serial românesc Toate pânzele sus rămâne un reper pentru cariera sa. Bătrânul meu corsar, mă bucur că trăiești și ești tot voinic cum te-am cunoscut. Am primit de ună zi ultima dumitare scrisoare și mi-am făcut reproșuri că nu ți-am mai scris de aproape 3 ani. Ion Dichisanu, cred că a fost un om bun, un om cald, un prieten bun și o să mă gândesc întotdeauna la el cu mare drag. Eu sper că noua corabie pe care este acum Ion Dichisanu să-l ducă tărâmuri mai bune într-o lume mai bună. Drum bun, Ion Dichisanu, drum bun, Pierre Vaian. Cunoscute sunt și rolurile din Tunelul, Titanic Vals, Pistruiatul sau Revanșa. Magistral a jucat și în 100 de lei alături de Dan Nuțu, dar și în pelicula Trandafirul Galben. Și dumneata? Nu se vede. Capitan de vas. Asta știu eu, dar vorbești ca lăutare care își au cinstea în litră. Am fost și capitan de poștă. Am ținut vreo 4 femei frumoase, prea albe. Așa e cu aprinsele bătăi de inimă. Toți l-am prețuit pe maestru Dichisanu și cu dumnealui, cu domnia sa, dispare o lume. Era un om extraordinar de talentat, era frumos. Era deștept și bucura și ochiul și mintea și sufletul deopotrivă. A fost un om extraordinar, extraordinar, o specie pe care de dispariție, un boier generos, generos ca actor, generos ca om. Teatrul e plin de povești cu el și despre el. De-a lungul timpului, actorul și-a construit și o reputație de Don Juan. Povestea de dragoste cu Sara Montiel a făcut în conjurul lumii. Fermecătoarea actriță, care s-a iubit și cu scriitorul Ernest Hemingway, dar și cu rebelul James Dean, îi spunea lui Dichisanu John Dixon. Dar marea lui dragoste a fost Simona Florescu, femeia cu 34 de ani mai tânără, care i-a devenit soție și care i-a dăruit unicul copil, pe Ioana. Eram cu totul, fugeam de la repetiții, să eu, Doamne Dumnezeu, de la teatru. Zic, stați așa, faceți voi în continuare, eu mă duc să iau de la școală pe Ioana. Ai putea să-mi spui cum era maestru Ion Dichisanu în copilărie? Cum a fost ca tată? Știi că a fost destul de autoritar. Eu nu. Dar n-auziți acum. Cel mai bun tată pe care l-aș fi putut avea. Mariajul cu Simona Florescu a luat sfârșit după 22 de ani. Dar Dichisanu a continuat să rămână un bărbat șarmant și un actor util, așa cum i-a plăcut lui să se considere. În 2017, actorul a primit premiul Gopo pentru întreaga sa carieră. Eu am să lipsesc o scurtă vreme ca să-mi văd părinții la gura Dunării. Nici nu știu dacă mai trăiesc. Ion Dichisanu a fost decorat la Cotroceni cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer pentru întreaga carieră. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dumnezeu mi-a dat cât nici nu am imaginat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.